La 10-a ediție a Grand Prix-ului Cristina Casandra au participat sportivi de la 13 cluburi, dar și tineri nelegitimați din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași. Desfășurată pe parcursul a peste 4 ore, competiția a reunit 560 de concurenți și în premieră a cuprins și probe de lungime. Participanții au fost recompensați la final cu diplome, medalii, cupe și dulciuri. Da, cred că ca și număr de participanți a fost cea mai reușită ediție. Sinceră să fiu, abia după ce voi vedea toate rezultatele și vom număra câți participanți am avut, pot să dau o cifră, să zicem așa, mai exactă, dar cred că am avut peste 250 de participanți. După cum s-a văzut, având probe, un orar de concurs un pic mai diversificat, au fost foarte mulți copii pe probele de viteză, lungime și probele de semifond. Este într-adevăr o reușită. Mă bucură faptul că au început să vină copiii să facă mișcare și că profesorii de la școli, de la cluburile sportive i-au mobilizat. Am avut participare din Iași, au fost copii de la Piatra Neamț, Târgu Neamț, Botoșani, nu mai spunem toate locațiile unde se face mișcare din Suceava, școli generale din Suceava, un lucru foarte îmbucurător pentru mine. Putem zice că de aici încolo îi așteptăm pe mulți și la etapele zonale. A fost un start, să zicem, pentru concursurile de sală, pentru că s-a văzut, am ținut anul acesta în sală concursul. Într-adevăr, a fost data puțin mai târzie în calendarul competițional, dar a fost o reușită. Și vom vedea pe viitor, cu siguranță vom păstra formatul acesta de program. Cea de-a 10-a ediție a Grand Prix-ului Cristina Casandra a fost organizată de cunoscută atletă suceaveană, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Clubul CSM Suceava și Asociația Județeană de Atletism.